Ludovic Orban arunc bomba, deja au apărut tensiuni între PSD sublinierei ALDE. Planul de resturnare al premierului Dencil. Presubliniere dintele PNL, Ludovic Orban, a reiterat joi ce o moțiune de cenzură va fi depusă în această sesiune parlamentară, însă a subliniat ce trebuie maximizate sublinierea însele ca aceasta să fie adoptat de Parlament, susținând sublinierei ce deja au apărut tensiuni între PSD sublinierei ALDE, informează Ager Press. Demiterea premierului, a unui guvern, se face prin moțiune de cenzură. Vom utiliza acest instrument al moțiunii de cenzură, dar într-un moment în care vom considera ce sunt cele mai mari sublinierease. Trebuie să apar ni subliniere de fisuri evidente în cadrul coaliției, se serupu de mere de PSD. Ce deocamdată de mere s-a lipit ca marca de scrisoare de PSD? Deja au apărut tensiuni între PSD sublinierei ALDE, dar nu sunt încă ni subliniere de tensiuni care să ajung la maturitate sublinierei care se determine un vot al ALDE împotriva guvernului. Se mai lucrează sublinierei în PSD? Fiindcă nu toți PSD-ii sublinierătii sunt de acord cu nivelul absolut grobian pe care Dragnea l-a impus în cadrul leadership-ului partidului, dar încă nu au curajul să se manifeste sublinierei de reguli sublinierătici cum fac ei la moțiunea de cenzură, nu-i las să voteze pentru ce nu au încredere în parlamentarii lor cum bag bilele. De asemenea, la nivelul discuțiilor sublinierei cu parlamentarii minoriticilor naționale trebuie bine pregătit terenul astfel încât să maximizeze sublinierea însele de a trece o moțiune de cenzură. Cu siguranță vom apela la acest instrument, a spus Orban la Adevărul Live. El a amintit ce pe parcursul unei sesiuni parlamentare opoziția poate depune o singură moțiune de cenzură. Orban a afirmat că există discuții individuale cu parlamentarii ai ALDE. Cred că Tericianu e mulțumit de relația cu Dragnea. Tericianu e mai zelos în a susține agenda PSD decât Dragnea. Parcă el s-a înscris în PSD, nu în ALDE, a mai spus liderul PNL.